Bună ziua! Bine v-am regăsit în startul acestui nou sezon. Pot să vă spun că față de perioada din petrecută în prima decadă a campionatului și cumulând cu pauza de iarnă, s-au produs câteva schimbări. După cum știți și dumneavoastră, la nivelul echipei, a lotului, și ne-am axat în primul rând pe jucători care au experiență, ne vor ajuta, avem încredere în ei și de aceea i-am adus pe posturile exact care pot să spun că am avut nevoie. Ne așteaptă trei etape de final de campionat, cele până în etapa 18 și se va termina acest campionat regular. Într-adevăr, suntem matematic în play-off. Primul obiectiv a fost atins la sfârșitul anului trecut. Ce urmărim de la aceste trei etape este, în primul rând, integrarea cât mai repede în echipă a celor noi veniți, relațiile de joc, bineînțeles, să fie îmbunătățite și, nu în ultimul rând, să avem și rezultate. Acest lucru va fi posibil pentru că avem un lot bun, un lot omogen. Știu și sunt sigur că acești noi jucătorii care au venit noi se vor integra, cum am spus și mai devreme, având valoare și experiență, nu le va fi greu. Au întâlnit un nucleu tânăr, un nucleu dornic de afirmare și împreună cu noi, staful tehnic, administrativ, îi ajutăm să ne atingem și obiectivul final. Într-adevăr, întâlnim în ultimele trei etape din campionatul regular, întâlnim trei echipe bune ale campionatului. Prima etapă chiar va debuta acum sâmbătă, pe 12 martie, la Lotus Băile Felix, echipa plasată pe locul 4, care este și echipa care ne-a învins în turul de campionat pe teren propriu. Dar mergem încrezător și consider că valoarea lotului și starea de spirit pe care o avem acum ne dă dreptul să sperăm că de la Oradea vom veni cu punct sau puncte. După care, etapele următoare le vom trata fiecare în parte, întâlnim liderul ca Oradea și în ultima etapă din campionat vom merge la CFR Cluj. În aceste trei etape, cum v-am spus, vreau să omogenizez cât mai repede lotul, să integrăm cât mai repede pe jucătorii noi. Situația care s-a creat ulterior transferului lui Stănescu ne-a descumpănit un pic, dar eu cred că indiferent câte etape va prinde el să joace, el ne va ajuta. Eu le-am pus la dispoziția conducerii administrative, mi s-au fost aduși jucătorii, au mai fost și alții care i-am văzut și la care am renunțat. Bineînțeles, Rafael și Patrick Mondragon, care l-am văzut pe filmări, deci nu, nici nu făceam probleme că nu sunt jucători care să se adapteze sau de care n-aș avea nevoie. Și atunci am preferat să aduc 4-5 jucători de valoare, în detrimentul a 6-7 să fie doar la număr. Și atunci avem acum un nucleu, pot să spun ok, deci 20 de jucători, 21 de jucători pe care ne putem baza. În total suntem cu 3 portari, suntem maxim 24-25 de jucători. Eu aduc și 2-3 jucători în fiecare săptămână de la juniori să antreneze cu echipa mare, deci, și care probabil, dacă va fi nevoie, mă voi putea baza pe ei. Am luat această decizie pentru că am mai văzut niște articole acum vreo câteva luni în ziare băimărene, cum că lotul nostru este cel mai numeros lot din serie. Mai sunt și echipe care au avut 30 de jucători, cum am avut noi, dar o voi da acum răspunsul celor care au scris acest articol fără să se informeze. Am strâns acești 30 de jucători pentru că noi am făcut această echipă pe pandemie și au fost, țineți minte, și la alte echipe, și la Liga 1 și la Liga 2, probleme de lot. Eu n-am vrut să ies în decor. În Liga 3 nu sunt toți jucătorii de aceeași valoare. Nu suntem la Liga 1 să avem tot lotul, indiferent cine intră, este de același nivel. Și atunci am preferat să am lot numeros în cazul în care intervine
acest COVID, acea pandemie, fiind în pandemie, erau probleme cu testele, cu vaccinurile. Deci, în fiecare săptămână, la fiecare joc, noi aveam testări. Nu puteam risca 5-6 jucători posibil titulari să fie infectați, să-i țin în carantină 2 săptămâni, urmau 2 meciuri în care ei nu evoluau. Și atunci, lotul, dacă nu era numeros și valoric ok, ce se întâmpla? Se spărgeau oalele în capul antrenorului, pentru că nu are rezultate. Dar am ales în acest mod și mă bucur că am ales, ca dovadă că acum suntem mai puțini, am scăpat și de această pandemie, nu mai avem motive de îngrijorare, pentru că de la primul meci nu mă mai face teste, nu vom mai avea acest control înainte de joc și atunci acum e ok. Acum chiar această frică pe care o aveam a dispărut.